할렐루야. Astăzi eu sunt sub protecția Lui, nu mă îngrijorez de ziua de mâine, mă-ncred în cuvântul Domnului. Ieri Dumnezeu a fost cu mine, astăzi eu sunt sub protecția Lui, nu mă îngrijorez de ziua de mâine, mă-ncred în cuvântul Domnului. Și prin furtuna grea, că Domnul e la dreapta mea. Iar de mă tem, El va vorbi, furtuna se va liniști. Ieri Dumnezeu a fost cu mine, astăzi eu sunt sub protecția Lui, nu mă îngrijorez de ziua de mâine, mă-ncred în cuvântul Domnului. Ieri Dumnezeu a fost cu mine, astăzi eu sunt sub protecția Lui, nu mă îngrijorez de ziua de mâine, mă-ncred în cuvântul Domnului. Toți m-ar părăsi, Iisus în preajma mea va fi. El mi-a promis până la sfârșit, vei fi de mine însoțit. Ieri Dumnezeu a fost cu mine, astăzi eu sunt sub protecția Lui, nu mă îngrijorez de ziua de mâine, mă-ncred în cuvântul Domnului. Ieri Dumnezeu a fost cu mine, astăzi eu sunt sub protecția Lui, nu mă îngrijorez de ziua de mâine, mă-ncred în cuvântul Domnului. Veni o zi când Domnul meu mă va răpi, mă va lua chiar din mormânt, să fiu cu El în cerul sfânt. Ieri Dumnezeu a fost cu mine, astăzi eu sunt sub protecția Lui, nu mă îngrijorez de ziua de mâine, mă-ncred în cuvântul Domnului.
Ieri Dumnezeu a fost cu mine, astăzi eu sunt sub protecția Lui. Nu mă îngrijorez de ziua de mâine, mă încred în cuvântul Domnului. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Florin Ile, pastor în Oradea la Biserica Pentecostală Philadelphia. Am bucuria să ne uităm împreună în Sfânta Scriptură la un pasaj din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 15, de la versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Alunecarea sau apostazia de la credință. Îndepărtarea, căderea din credință este un obstacol major în calea credinței oricărui om. Fiecare cred că cunoaștem sau știm măcar un om, o persoană despre care am spus sau am auzit pe alții spunând omul acesta a alunecat, a căzut de la credință. Pentru o vreme a umblat cu Dumnezeu, s-a închinat lui Dumnezeu, dar ceva s-a întâmplat în viața lui și apoi a alunecat. Unii, când au alunecat, au rămas acolo căzuți. Alții s-au reabilitat.
Ce se întâmplă cu oamenii care au căzut? Mai există vreo șansă pentru ei de mântuire? Mai există vreo șansă de reabilitare pentru ei? Am citit din Sfânta Scriptură un pasaj din Evanghelia după Luca, un pasaj care vorbește despre doi fii, despre o familie, un tată cu doi băieți. Pasajul acesta, sau pilda aceasta, este rostită de Domnul Iisus Hristos ca un răspuns pentru farisei, pentru cărturari, pentru toți cei ce l-ascultau. Vameșii, păcătoșii, toți erau în prejurul Domnului și așteptau de la El un răspuns cu privire la problema aceasta. Oare mai există vreo șansă pentru cel căzut, cel îndepărtat, cel căzut plecat de la credință? Pilda aceasta este o alegorie a relației noastre cu Dumnezeu. Fariseii și-au dat seama foarte ușor, și nu numai ei, că în pilda aceasta tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu, iar fiul risipitor, îi reprezintă pe cei plecați, căzuți de pe calea lui Dumnezeu. Fiul cel mic vine la tatăl într-o zi și îi spune: Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Pentru vremea aceea era nepermis așa ceva. Nici astăzi n-ar fi deloc potrivit și nu-i potrivit ca un copil să vină cu astfel de pretenție la tatăl său. Dar în vremea aceea, cu atât mai mult spun istoricii, nu se proceda în felul acesta, absolut deloc. Dacă un fiu își permitea să vină și să spună aceste cuvinte tatălui, asta echivala cu a-i spune tatălui: mai bine ai muri. Pentru că obiceiul vremii era ca averea tatălui sau averea familiei, a părinților, să fie moștenită de către urmași, de către copii, doar după moartea părinților. Ori Evanghelia spune că fiul acesta a venit să stea de vorbă cu tatăl și i-a cerut partea de avere care îi se cuvenea lui din ceea ce gândea el. Nu înseamnă că dacă a cerut, era și real sau era îndreptățit să și primească partea lui de avere. Însă tatăl, spune Evanghelia, i-a ascultat doleanța și i-a dat o parte din averea pe care o avea adunată. După ce a primit partea care îi se părea lui că îi se cuvine, a plecat într-o țară depărtată. Nu ni se spune în Sfânta Scriptură care e țara în care a plecat. Ni se spune numai atât, că era o țară îndepărtată. Acum avea lumea la picioare, avea averea primită de la tatăl, toate lucrurile păreau bune și păreau dătătoare de speranță și de nădejde pentru el. Evreii foloseau expresia aceasta, țară depărtată, referindu-se de obicei la neamuri. Nu putem spune că ar fi vorba despre neamuri, însă ținând cont de exprimarea vremii, exprimarea pe care evreii o aveau atunci, am putea presupune că băiatul acesta, fiul cel mic, a plecat din casa tatălui între neamuri. Când un evreu se întorcea din străinătate, din afara țării, el își ștergea praful de pe picioare și făcea o baie ritualică în semn de curățire. Tânărul acesta a făcut exact invers. El n-a venit din afara țării, ci el, spune Scriptura, a plecat departe. Departe de casa tatălui, departe de neamul lui, departe de poporul lui. Și aici începe degradarea lui. A plecat într-o țară îndepărtată și după ce a plecat, citim în Evanghelie că în țara aceea unde a ajuns el, repet, nu cunoaștem țara, a venit o foamete mare. O foamete pe care nu o anticipase nici el, pe care nu o dorise nici el, dar nu o doriseră, cred că, nimeni din vremea aceea. Istoricul Iosif Flavius spune că în vremurile de foamete, în vremuri de criză, inflația creștea enorm, iar munca era plătită foarte slab,
foarte puțin și locurile de muncă erau tot mai rare și tot mai puține. Tânărul acesta pleacă din casa tatălui său într-o țară depărtată cu o parte din averea primită de la tata, ajunge într-o țară străină, între străini, într-o vreme nepotrivită, când acolo începe o foamete. Consumase probabil tot ce avuse, tot ce primise de la tata, și acum în țara aceea, departe de casa părinților, de familie, de neamul lui, ajunge atât de disperat încât se alipește de unul din locuitorii țării aceleia. De obicei, evreii nu merg să lucreze, să muncească pentru un străin, pentru unul dintre neamuri. Și astăzi este cunoscut faptul acesta că acolo unde merg evreii, ei nu muncesc pentru alții, ci ei muncesc pentru ei. Tânărul acesta era din neam evreu, din țara lui, a ajuns într-o situație cumplită, de criză. Nu era criză doar în țară, era criză și pentru el. Și acum, disperat, se lipește de unul din locuitorii țării acelea. Nu știm cum l-a găsit, nu știm cum au intrat în legătură, cine le-a făcut legătura sau cunoștința. Știm doar ceea ce spune Sfânta Scriptură, că s-a dus să muncească la omul acesta. Evreii considerau că a sta între oameni neevrei, a te lipi de un păgân, așa cum spuneau ei, a depinde de un netăiat împrejur, era cel mai josnic mod de a trăi cu putință. Așa a ajuns tânărul acesta, de la o situație materială foarte bună, de la tot ce avea nevoie oferit pe tavă, el ajunge să plece, să risipească și să se depărteze de tot ce-i bun. Căderea lui însă nu se oprește aici, la faptul că a plecat de acasă, la faptul că a risipit averea, la faptul că era printre străini, printre neamuri, ci căderea lui abia acum începe. La omul la care s-a angajat, lângă care s-a lipit, de care s-a lipit, el ajunge să păzească porcii, ceva de neconceput pentru un evreu. Evreii, știm, consideră porcul un animal necurat. Mă gândesc cât de disperat a fost acest tânăr, cât de mare o fi fost criza din țara aceea, încât el ajunge să muncească pentru cineva care nu-i din neamul lui, și ajunge să muncească ceva la care nu s-ar fi gândit acasă că va face. El ajunge să îngrijească de porci. Și căderea lui continuă mai departe. Nu doar că are grijă de porcii stăpânului, ci spune Evanghelia atât de clar și atât de direct, acolo cu turma lui, stând și având grijă de turma aceea de porci, el ar fi vrut să mănânce din mâncarea porcilor, dar nu îi da nimeni. Eu m-am gândit, citind lucrul acesta în Scriptură, ce inventar să fi avut stăpânul porcilor, ca să nu-i dea voie să mănânce slugei lui din mâncarea porcilor. Erau două feluri de roșcove. Un fel se numește șami și seamănă foarte bine cu murele din vremea de astăzi. Erau roșcove comestibile și oamenii mâncau foarte des tipul acesta de roșcove. Dar mai era un fel de roșcove, se numesc barii, creșteau într-un tufiș care seamănă foarte mult cu spinii de astăzi. Fructele pe care le făceau erau foarte mici și foarte amare, erau necomestibile. Se foloseau doar ca hrană pentru animale. Cred că astfel de roșcove oferea stăpânul porcilor lui. Și tânărul acesta, băiatul plecat de acasă, are grijă de turma de porci
Și acum și-ar fi dorit să mănânce și roșcove din astea de care mâncau animalele. Când mă gândesc la starea lui, mi-e greu să-mi imaginez că de la o poziție foarte bună, de la o stare financiară, de la bogăție, de la o stabilitate socială, economică, tânărul acesta ajunge să cadă, să coboare în cel mai josnic loc cu putință pe care el sau familia lui și l-ar fi imaginat. Plecat de acasă, printre străini, să îngrijească de porci, să n-aibă nici măcar ce mânca, dorindu-și să mănânce mâncarea pe care o mâncau porcii, dar nici pe aceea nu o primea sau nu avea voie să o mănânce. Toate acestea până într-o zi, când și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au de mâncare suficientă, au tot ce le trebuie, iar eu sunt aici departe de casă, departe de tata și n-am nici măcar să mănânc. Își face un plan în mintea lui, își face socoteala și în gândul lui îi spune: știu ce voi face, mă voi duce înapoi la tatăl, voi sta de vorbă cu el și voi cere iertare și îl voi ruga să mă primească măcar ca pe unul din argații săi. Aici e punctul maxim al relatării pe care Domnul o face. Aici îi văd pe farisei, îi văd pe vameși, îi văd pe toți ascultătorii Domnului curioși. Ce va zice Domnul? Ce s-a întâmplat? Când a venit acasă, oare a mai fost primit? Oare cum l-a primit tatăl după ce a risipit o parte din avere, după ce s-a îndepărtat de casă, după ce a căzut în cel mai josnic mod cu putință? Erau două feluri de slugi la casa tatălui. Erau robi și erau argați. Robii erau oamenii aceia care munceau pentru stăpânul lor, ceea ce primeau în fiecare zi. Spune istoria că ei primeau și de mâncare și primeau și loc de cazare, de găzduire în casa stăpânului lor. Argații erau angajați fie cu ziua, fie cu ora, dar ei primeau doar plata pentru munca lor, nu primeau nici mâncare și nu primeau nici cazare. Tânărul acesta, plecat departe din casa tatălui, își face socoteala în mintea lui și el spune în felul următor: oare câți argați ai tatălui meu au de mâncare și o duc bine acum? În mod normal, în cultura vremii, argații nu primeau, cum spuneam mai înainte, de mâncare de la stăpânul lor. Dar prin afirmația acestui tânăr, îmi dau seama că tatăl său era un om bun, un om de treabă și purta de grijă nu doar robilor săi, ci și argaților care munceau pentru el. Tânărul își face socoteala și acum el spune în mintea lui: știu ce am să fac, mă voi duce la tatăl și îl voi ruga să mă ierte, să mă primească așa cum îi primește pe argații săi la muncă, să-mi plătească munca pe care o voi presta pentru el. De aici, de jos, căzut, din cel mai jos mod cu putință de unde sunt, de la turma de porci, flămând, vreau să mă duc acasă și tata să mă primească nu ca fiu, ci să mă primească așa, ca un argat al său. Întrebarea pe care am spus-o mai înainte, o repet acum și este și gândul pe care l-am pentru noi toți. Oare un om căzut în cel mai jos mod cu putință mai are șansa de a fi primit înaintea lui Dumnezeu? Un om care a plecat din casa tatălui, din casa Domnului, un om care a părăsit calea lui Dumnezeu, așa cum a făcut și tânărul acesta, și-a părăsit casa părintească pe tatăl său, oare mai are șansa să fie primit? Citim în Evanghelie că a venit acasă și a venit în fire, a venit acasă, tatăl său l-a văzut când încă era departe. Curios și interesant totodată, tatăl văzându-și fiul departe, l-a recunoscut
Și spune Evanghelia că tatăl a alergat spre fiul, a alergat la el, l-a îmbrățișat, au stat de vorbă și l-a primit în casă. Aristotel spunea că oamenii care se respectă niciodată nu aleargă în public. Omul acesta, tatăl, din pilda Domnului Iisus Hristos, a făcut exact invers. Nu l-a interesat de absolut nimic. El a alergat când și-a văzut fiul că se întoarce, că vine acasă, a alergat. Probabil unii dintre noi, dacă am fi în situația acestui tată, am procedat total diferit. Am zice, dacă s-a dus, să-și vadă de treabă, să se descurce. I-am dat ce a cerut, a primit ce a cerut, de acum să se descurce. Dar tatăl acesta a alergat la fiu, l-a îmbrățișat, a plâns pe gâtul lui și apoi a poruncit unuia dintre robii săi și a zis, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți repede haina cea mai bună. Probabil că haina pe care o purta fiul acum nu era haina cu care plecase de acasă. Probabil că avea un miros specific turmei de porci. Însă tatăl, după ce îl îmbrățișează, îi spune, aduceți haina cea mai bună și puneți-i un inel în deget, puneți-i încălțăminte în picioare. Haina nu era a fiului, nu o lăsase la tatăl, haina era a tatălui, tatăl putea să nu-i dea haina. Tatăl putea să-l primească la fel cum îi primește pe argați la muncă în fiecare zi. Dar Domnul, când dă pilda aceasta, el vrea să ne spună nouă un adevăr foarte frumos, și anume, fiul care se întoarce sincer la tatăl și se căiește, primește de la tatăl o haină bună, chiar dacă haina nu e a lui, ci haina e a tatălui. Fiul care se întoarce nu primește doar o haină, ci primește și un inel în deget de la tatăl său. Inelul însemna în vremea aceea, bărbații care purtau inel însemna că au autoritate. Ei aveau autoritate peste bunurile casei, peste gospodărie, peste tot ce aveau. Și tatăl din pilda aceasta spune, puneți un inel în deget. Mă întreb câteodată, gândindu-mă la pilda aceasta, oare ce-au gândit robii, oare ce-au gândit argații când au văzut atitudinea tatălui față de fiul lor. Apoi au dat o încălțăminte în picioare. Tatăl cere și spune unuia dintre robi, aduceți haina, aduceți inel și puneți-l în deget și aduceți încălțăminte în picioare. Doar oamenii liberi umblau încălțați. Ceilalți, robii, argații, erau desculți, nu purtau încălțări. Și acum tatăl, văzându-și fiul, bucuros că s-a întors, vrea să-i spună prin tot gestul său și prin cuvintele sale, îți dau haina cea mai bună, îți pun inel în deget, îți dau autoritate și îți dau și încălțăminte în picioare, simbol al faptului că ești liber. Eu nu te vreau un argat, nu te primesc ca pe un argat, ci te primesc ca un om liber, ca un fiu al meu. Trei lucruri vreau să reținem din pilda aceasta, și anume, Domnul prezintă în fața noastră pilda aceasta cu scopul de a învăța lecția Harului. Și anume, cât se zice astăzi, există Har pentru oricine. Fiul acesta plecat de acasă, plecat de la tatăl, și-a făcut socoteala în mintea lui, și-a dat seama de căderea lui, de îndepărtarea lui. Și-a înțeles că dacă se întoarce la tatăl, există o posibilitate pentru el de a fi unul din argații tatălui, dar tatăl îi dă o altă lecție. Și lecția aceasta o învățăm și noi din pilda aceasta, stimați telespectatori, și anume, lecția Harului. Cine se întoarce sincer, cu căință la Dumnezeu, este primit de tatăl. Poate noi am fi făcut altfel, dar omul acesta, tatăl din pilda aceasta, îl primește pe fiul său și îl primește fără nicio condiție. Când l-a văzut, a alergat la el, a căzut pe gâtul lui, l-a îmbrățișat și a poruncit unuia dintre robi în felul următor, aduceți haina, aduceți un inel,
aduceți încălțăminte. E har, era ziua de har pentru fiul său. Altă dată, într-o altă zi, fiul a venit la tatăl și a zis: tată, dă-mi partea de avere, asta mi se cuvine, asta doresc, voi pleca și mă descurc. Acum fiul se întoarce cu altă atitudine și tatăl îi dă o lecție. Domnul Iisus Hristos, spunând pilda aceasta, ne spune și nouă prin ea că există har pentru cei care se întorc, indiferent cât de departe s-au dus sau cât de jos au căzut. A doua lecție sau al doilea lucru pe care îl putem observa în pilda aceasta este lecția păcatului, și anume, odată începută căderea, ea se oprește mai greu. Odată ce mă depărtez de casă, de tatăl, voi fi atras de lucrurile lumii și ele nu mă vor ridica absolut deloc, ci ele mă vor trage din rău în mai rău. E ca o spirală păcatul. Începe într-un punct și continuă până la capăt. Așa s-a întâmplat, cum spuneam mai înainte, și cu tânărul acesta. El a început prin a cere dreptul lui, care îi se părea lui că-i partea lui, dreptul lui. Și apoi el a continuat căderea lui. A început prin răzvrătire sau împotrivirea față de tatăl, a continuat apoi cu independența, dorința de a fi independent. Dă-mi partea de avere care mi se cuvine și mă descurc, lasă-mă în pace. Apoi a continuat căderea lui cu risipirea resurselor pe care le-a primit de la tatăl, apoi căderea lui continuă prin a ajunge sclav și la cine nu și-ar fi dorit și la turma de porci, și sclavia aceasta continuă căderea lui în cel mai josnic mod cu putință, și tânărul acesta ajunge să fie disperat. Din lecția păcatului învățăm că odată ce am pășit pe spirala aceasta a păcatului, a căderii, ne vom duce până jos, dacă nu ne oprim la timp. Tânărul acesta a alunecat și căderea lui a fost până în cel mai jos mod, până la disperare. Vroia să mănânce, spuneam, și roșcove de la porci, dar nu îi le dădea nimeni. Din expresia aceasta înțeleg eu că disperarea lui era la cote maxime. E lecția harului, e lecția păcatului și e lecția pocăinței. După păcat trebuie să vină și pocăința. Omul trebuie să recunoască, așa cum tânărul acesta a recunoscut că a greșit, a recunoscut că e disperat, că nu mai are nicio soluție. Omul trebuie să recunoască, și fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de pocăință. Pocăința înseamnă recunoașterea nevoii mele, a incapacității mele de a face ceva, de a mă schimba. Pocăința înseamnă regret. Și pocăința înseamnă întoarcere la Tatăl, la Dumnezeu. Exact asta a făcut tânărul acesta. Întâi și-a recunoscut nevoia lui, disperarea lui. A zis: știu ce voi face, mă duc la Tatăl și îl rog să mă primească ca pe unul din argații săi. Regretul era enorm, disperarea era enormă, dar el a ales să se întoarcă cu toată rușinea, cu tot ceea ce făcuse, s-a întors la tatăl. Între prima binecuvântare și pocăință, întotdeauna există pașii sau sunt pașii decăderii. Fusese binecuvântat la început și până în momentul pocăinței, a întoarcerii lui la tatăl, au fost pașii decăderii. Pentru fiecare treaptă a căderii există și o treaptă a reabilitării. A căzut și apoi s-a ridicat, s-a întors la tatăl, a venit în casă și tatăl l-a primit. Vreau să te chem și pe dumneatale, drag telespectator, să meditezi la pilda aceasta, la exemplul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă, și să învățăm împreună că astăzi e ziua de har. Vreau să învățăm împreună că păcatul nu aduce deloc bine în viața nimănui, să învățăm că răzvrătirea
e doar începutul căderii și apoi totul merge până în cel mai jos mod. Vreau să învățăm astăzi că oricine a căzut, oricât de jos a căzut, are șansa pocăinței, are șansa întoarcerii la Tatăl. Contează dacă există momentul acela de regret în viața noastră, dacă ne dăm seama cât de jos am căzut. Contează dacă vom fi conștienți, când vom fi conștienți de căderea noastră. Eu te chem să meditez, cum spuneam, la lucrurile acestea și să ține minte că există har și după păcat trebuie pocăință. Dacă s-a întâmplat să greșești și ești căzut și consideri că te-ai depărtat și îți dai seama că te-ai depărtat, acum este momentul când poți să te pocăiești, când poți să te întorci la Dumnezeu, să-ți ceri iertare, să-i ceri lui Dumnezeu să te ierte, să-ți ierte greșeala, să-ți ierte alunecarea. Din pilda aceasta învățăm exemplul acesta, că Tatăl întotdeauna iartă pe cel ce se întoarce sincer la El și fie ca Dumnezeu să-ți dea putere să te întorci de unde ești, să-ți ceri iertare și Domnul să ne ierte. Amin. Fața ta, Iisuse, vin cu a mea durere, n-am pe nimeni, Doamne, să-mi dea mângâiere. Lacrimile curg într-una, mi-e durerea mare, eu mă rog și am credință că-mi dai vindecare. Doctorii mi-au spus, Iisuse, că mă țin degeaba și m-au dat să mor acasă, mă usuc ca iarba. Mă atinge, Doamne, cu a ta mână sfântă, un cuvânt îmi spune, boala să se ducă. Lacrimile curg într-una, mi-e durerea mare, eu mă rog și am credință că-mi dai vindecare. Doctorii mi-au spus, Iisuse, că mă țin degeaba și m-au dat să mor acasă, mă usuc ca iarba. A ta vorbă, Doamne, din pat mă ridică, îmi dă multă pace, să n-am nicio frică. Lacrimile curg într-una, mi-e durerea mare, eu mă rog și am credință că-mi dai vindecare. Doctorii mi-au spus, Iisuse, că mă țin degeaba și m-au dat să mor acasă, mă usuc ca iarba. Numai tu, Iisuse, mă ierți de păcate, îmi dai mântuire și mă scap de moarte. Lacrimile curg într-una, mi-e durerea mare, eu mă rog și am credință că-mi dai vindecare. Doctorii mi-au spus, Iisuse, că mă țin degeaba și m-au dat să mor acasă, mă usuc ca iarba.
așa Iisus prin Galileea. Să-i vindece pe cei bolnavi, trecea Iisus în vremea aceea. Să-i mângâie pe cei sărmani, trecea Iisus în vremea aceea. Să-i mângâie pe cei sărmani. Trecea prin Ierihon odată, și acolo orbul Bartimeu primise harul ca să vadă lumina de la Dumnezeu. Primise harul ca să vadă lumina de la Dumnezeu. Iar altădată o femeie bolnavă s-a atins de el, tămăduirea o cuprinse, o vindeca Emanuel. Tămăduirea o cuprinse, o vindeca Emanuel. Lui Iair fetița, ce jale-n casă mai era. Trecea pe-acolo Domnul vieții și pe fetiță-o învia. Trecea pe-acolo Domnul vieții și pe fetiță-o învia. El are milă de oricine, el și de mine s-a îndurat. Chemându-mă vino la mine, urmându-l viață el mi-a dat. Chemându-mă vino la mine, urmându-l viață el mi-a dat. Chemându-mă vino la mine, urmându-l viață el mi-a cea de sus. Mă aplec în rugăciune în prezența lui Iisus. Minunat e așa de bine în prezența lui Iisus.
e așa de bine, e așa de bine, jos în rugăciune. E așa de bine în odaia cea de sus, e așa de bine când plângi în rugăciune. Prezența lui Iisus. În odaia cea de sus stau cu frații-n părtășie, în prezența lui Iisus. Este multă bucurie în prezența lui Iisus. Este multă bucurie. E așa de bine jos în rugăciune. E așa de bine în odaia cea de sus. E așa de bine când plângi în rugăciune, în prezența lui Iisus. Cea de sus, unde lemn de vindecare toarnă Domnul meu Iisus, peste răni la fiecare toarnă Domnul meu Iisus. Peste rând la fiecare, e așa de bine jos în rugăciune. E așa de bine în odaia cea de sus. E așa de bine când plângi în rugăciune, în prezența lui Iisus. Prezența lui Iisus. Aici coboară și pe toți ne înfășoară cu iubirea lui divină, ne inundă cu lumină. Umple-mi, Doamne, candela să ard pentru slava ta. Să-nceapă sărbătoarea. Ca și roua dimineața, Duhul Sfânt ne-aduce viața, sufletul ne-nviorează, inima ne-o ține trează. Umple-mi, Doamne, candela să ard pentru slava ta. O inundă adunarea să înceapă sărbătoarea.
fi la miezule nopții, să ne ia din valea morții. Umple-mi, Doamne, candela, să ard pentru slava ta. O inundă adunarea, să-nceapă sărbătoarea. Că ești tu gata, că se aude maranata. Domnul nostru, iată-l vine, va veni și pentru tine. Umple-mi, Doamne, candela, să ard pentru slava ta. Să-nceapă sărbătoarea. Umple-mi, Doamne, candela, să ard pentru slava ta. O inundă adunarea, să-nceapă sărbătoarea. Dumnezeu caută un om să strige prin Duhul, ieșiți din Babilon. Să strige împotriva la tot ce-i păcătos, să audă toată lumea, veniți azi la Hristos. Ieșiți din întuneric, lumină să primiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Trimite-mă, Iisuse, sunt gata să pornesc, cuvântul vieții sfinte în lume să-l vestesc. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu ascultați minciuna, treziți-vă din somn. Ieșiți din Babilon, păcatul părăsiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Dumnezeu, iată, m-a găsit și m-a umplut cu Duhul, la luptă am pornit. Cu toată armătura din cer m-am îmbrăcat, să strig împotriva la tot ce e păcat. O lume întreagă piere în cursa celui rău, orbită-i să nu vadă pe Sfântul Dumnezeu. O lume amăgită de pofte și plăceri, învăluită noapte cu lacrimi și dureri. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu mă ascultați minciuna, treziți-vă din somn. Ieșiți din Babilon, păcatul părăsiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Religii pe mulți i-au cuprins, ritualuri, tradiții îi duc înspre abis. Nu văd strălucirea cuvântului sfânt, se-ncred doar în viața cei până la mormânt. Și spun că dincolo nimic n-o mai fi, orbită e lumea de seci erezii. Se împină la oameni icoane și morți, cel rău îi înșală cu patim pe toți. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu
ieșiți din Babilon, păcatul părăsiți, Iisus Hristos e Domnul, prin El vă mântuiți. Plecați acum cu toții, ieșiți din Babilon, străjerii dau semnalul cu trâmbița în Sion. Nimic să nu atingeți din tot ce-i necurat, să-L proslăvim pe Domnul al nostru împărat. Sfințiți-vă aceia ce vasele purtați, umpleți-vă de Duhul să fiți neîntinați. Curând se prăbușește cetatea celor răi, plecați, ieșiți de acolo, nu fiți părtași cu ei. Ieșiți din Babilon, ieșiți din Babilon, nu ascultați minciuna, treziți-vă din